În nordul Indiei, la poalele Himalayei, se află un oraș mic, dar pitoresc, numit Dharamshala. Aici locuiește Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, și o mare comunitate tibetană. Dalai Lama este o figură recunoscută peste tot în lume, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, un adept al non-violenței, al compasiunii și al armoniei interreligioase. Doi călugări români au avut privilegiul să îl întâlnească pe Dalai Lama în Dharamshala. Într-un dialog unic, cel puțin pentru România, în care trei lumi s-au întâlnit, au discutat despre fericire, valori umane, credință, budism și armonie interreligioasă. Părintele Irineu Bârle este preot greco-catolic la mănăstirea Prisopului Mare, Maramureș. Părintele Irineu se ocupă de peste 60 de tineri abandonați de familii, ieșiți din diverse centre de plasament. Realitatea care s-a născut în jurul lui le oferă nu numai o casă și o familie, ci și un mod de a se susține și de a-și regăsi demnitatea umană. Marcel Dediu, crescut și educat în tradiția ortodoxă, după mai mulți ani de căutare interioară, pregătire și studii, a decis să aleagă calea înțelepciunii budiste. În martie 2017 a devenit călugăr budist sub tutela sanctității sale Dalai Lama.